Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod. N-am reușit să postez astăzi, în ultimele zile am fost haos, credeți-mă. Ăla micu răcit, eu m-am accidentat, eu... E nebunie ce se întâmplă în viața mea, dar... Pe lângă serverul haos unde mă joc pe 5M, cel puțin luna aceasta voi juca și pe serverul Atlantis, care este un server pe platforma RageMP. Nu este pe 5M, este pe RageMP și o să vă arăt puțin despre ce este vorba. Avem aici site-ul unde, nu știu, haide să mă deloghez. Intrați pe site atlantis.mp. Pur și simplu, o să las în descriere oricum tot ce aveți nevoie. Și apoi vă faceți, voi trebuie să vă faceți cont pentru că nu aveți cont. Și vă faceți cont pe site și... Nu merge parola. Stați că am schimbat eu și cred că mi-a rămas aia veche salvată. Așa băi, s-am reușit să mă colectez, nu știu, aparent aceea era parola, cred că am greșit mail-ul sau ceva când l-am salvat. Și avem aici caracterul nostru, când am jucat, când ne-am conectat, ce loc de muncă am și așa mai departe. Deci înainte să intrați pe server, intrați pe site și vă faceți cont că e mult mai... mai ușor când intrați în asta. Apoi intrați pe Google și căutați RageMP. Pur și simplu RageMP și găsiți aici Rage. Eu o să vă las și în descriere și downloadați multiplayer-ul de la Rage. Eu l-am instalat deja și arată cam așa. Îl avem aici, Rage Multiplayer. Îl deschidem și îl deschide ceva de genul așa. Scrieți aici Atlantis și apare serverul. Pur și simplu dați join și ne conectăm pe server foarte rapid. Se deschide jocul. Așa băieți, după ce am intrat în joc, avem meniu aici. Unde, cum puteți vedea, avem hainele, poți să dai hainele jos de pe tine. Tot așa te și îmbraci. Diferă foarte mult față de, cum se numește. Ia uite, trăgeam tricou aici. Diferă foarte mult de 5M în chestia asta cu... Hai să dăm și noi de permis, dar cu ce... A, trebuie să vorbim aici, nuntă. Ai început, mă? Acum. Și ce-ți alege aici? Cu ce să dai sau ce? Cred că trebuie să dăm teoria prima dată. Na, avem. Ce tendință prezintă o tracțiune pe spate dacă accelerezi prea puternic într-o curbă. Asta e. Mă scuzați băi. O să fac eu n-are, o să vă țin până facem tot ăsta, dar ce obligație are când circulă pe un drum public? Să circule numai dacă verificarea medicală așa, să circule doar pe drumul permis să respecte limitele utilizate la minunului, să se... Nu, în legătură cu eventuale limite maxime de viteză. Mamă, ce întrebări, bă, băiatule, bă, mă rupe întrebarea asta, frate. Zău, dacă știu ce să ce... Cred că ăsta e, nu știu. Ce se înțelege? Avem 3 din 3, ceea ce e foarte simplu. Question 3. Nu cred că e, și e destul de repede, adică e ceva... Ce se înțelege? Nu, ce era ecologia unui vericol. Nu, deplasări urbane cu viteză, așa, nu. Asta e... Oricâte pentru a începe. Gata, mă. Am luat permisul. Ce trebuie să fac? Oricâte în vehicul. Unde e vehicul, voi? Ce ai făcut, mă? L-ai picat, bombalăule? Nu, asta ult. Eu sunt cu polițistul mașină, te pup. Ți-ai lăsat scooterul în drum, bă? Da, mult. Na, voi, stăm și de permisă. Mi-apare aici tutorialul și vreau să scap de tutorialul ăsta, că n-aș vrea să vă țin pe ecran pe toate episoadele cu tutorialul. Mamă, nu știu dacă trebuie să trecem pe roșu, dacă am vreo greșeală, ceva, nu știu nimic. Oare trebuie să stăm la roșu? Eu îi dau așa, să sperăm că nu... Viteza știu eu că e o problemă. Nu te pui și în viteza. Bă, uite ce se uită. Ce te uiți, mă, la mine? Bă, ăsta e player, mă, cred că, bă. Ce față are, zici că e ăla, cum îl cheamă, bă? Uite, bă, se uită în continuu la mine. Nu te mai uita așa că ești creepy, nebunule.
Gata, mă. Hai, mă, că n-a durat așa mult, să știți. Cred că-ți ia un minut dacă îi dai tare, dar să vedem dacă picăm sau... Gata, mă. Felicitări, ai domnului licența de condus pentru 70 de luni. Gata, mă, tati. Yeah! Achiziționează vehiculul Regina din dealership. Mamă, tutorialele alea. Trebuie să scap de tutorialele alea. Avem asta aici să închidem. O să mergem să ne cumpărăm și cu tot un autovehicul. 2500 bani, cred că e ok. Mamă, iar au venit aia nebunia, frate. Hai să mergem să ne luăm, nu știu ce, vehicul Regina. Eu conduc, că acum am permis și nu-mi e frică. Conduci un vehicul fără un permis de conduc? Cum mă conduc fără permis? Bă, trebuie să ne luăm permisul dinăuntru, mă? Păi ție nu-ți arată dacă stai în spate. Corect. Bă, mă, ia vezi. Mă, nu să-mi iau permisul, da, mă, poate. Da, la fel, la fel. Haide. Și Google nu-mi dă nimic. Cred că acum, mă, ia vină cu a. Ia. Conduc, bă, nu înțeleg de ce, mă, frate. Trebuie să-l cumpărăm de undeva. Stai. Hai să mergem, că dinăuntru n-avem de unde. Hai. Mamă, acolo s-a lăsat cu hau-hau. Pune și tu pe GPS unde e showroom-ul. Să iei tot aici, în stânga. Da, e același, cred. Descoperești motorul. Da, am o fantezie, am vrut să mă ridic pe o rată și... Băi, luna aceasta o să mă găsiți pe aici. Cine vrea să facă cu mine următorul episod, o să fiu mâine dimineața, adică astăzi este luni, marți, nu dimineața, undeva seara. Marți seara o să fiu aici pe server și ne putem, puteți apăreți într-un episod. Ne întâlnim, vă spun la sfârșitul episodului unde ne întâlnim, cine vrea să apară în episod. Să vedem dacă găsim și noi ce o să luăm. Eu cam am bănuți. Câți ai? De unde am primit? Am 1000. Mamă, sunt toți ai tăi? Ai mei, sunt cash. Trebuie să cumpărăm ăsta, vehiculul Regina, cică. Regina, ia. Care e vehiculul Regina, frate? Care e Regina, mă, băiți? Mamă, ce mișto e BMW-ul ăsta vechi. Seria 7. Dar care e Regina, frate? Regina. Mamă, câte mașini iau, bă, băiatule, uitați-vă de când scrolez. Hai că m-am dus și eu. Hai să mergem la... Din astea, la... Caiu, la... Baișa Mare, la Amărâț, la ceva, nu știu unde să căutăm. Care-i Regina, frate? Ați văzut-o voi? Mamă, dar m-am dus prea mult deja, mă. Ce bani, mă, că eu n-am bani de nimic. 1000... Poate pe aici să fie Regina? Search, Raiden, Emperor. Îmi place Emperor ăsta, ăsta mișto. Stanta, uite mă, Regina, mă, 500 de lei, mă. Regina umblă, că Regina mi-a dat, Regina umblă. Vezi că la aia, treia. Am găsit-o, mă, dar ți-ai luat-o? Uh-huh. La partea bună, știi care e? Ce? Că nu mi-a luat. Mie mi-a luat, mă. Place. Hai, mergem cu Regina mea. Haide. Bă, eu mai am o mașină, bă. Ia. Nu. Eu nu am. Ma, ăsta e Regi. Bă, dă-mi și unde am mașina asta. Eu uit-o. Dar fugi. Hai până la poliție. Mamă, wow, mă, telefon și mâncare. Eu am mai jucat pe serverul ăsta, dar nu știu când exact, dar am mai intrat pe server. Ia zic ce ești. Trebuie să ne cumpărăm telefon, mâncare, apă, nu? Da. Hai să mergem să ne luăm. Ăsta e Andrei, mă. Te-ai prostul de Andrei. Da. Băi, ce faci, mă? Oooo, bibiță, ce zici, mă? Bă, ce faci, mă, ce am față la poliție, mă? Bă, și eu mă întreba la fel. Cred că
Eu am și mașina, cred că. Și noi. Păi și uite pe asta, MOV, uite ce mașină mișto. Bă, cred că avem amândoi mașină. Dar noi am mai fost pe aici, pe oraș, este? Bă, dar tu vezi pe Indis, că cu cine seamănă Indis? Unul cu mine la păr și la ăsta și doi cu lingurar. Exact. Da, unde am mai fost, mă, aici mi-am luat eu, ne-am luat noi amândoi mașină. Ce faci cu ranga aia, mă? Hai, vrei să-ți arăt ce? Da, șpanga, acum îți dau. Stai cu minte că ne punem ia pe tine. Ia, hai să vedem. Ia, fă-i o probă. Bă, îți dau un cap, tu n-auzi aici, am plină stradă și fug. Cum o să-i dai că te ia poliția, mă, nebunule? Bă, nebunule, tu în fața la poliție, nebun la cap. Iată ce-ți mă, că cunosc pe băiatul ăsta, ia mai apropie și tu. Ascultă-mă bine aici, că nu se, nu... Scurteza, metru, îți dau pe cap să mă rămă, mă. Scuze. A, vină făcut Dumnezeu, mă. Bă, ne bate, bă! Bă, poliția, dă-mi mine, poliția! Bă, stai, mă, că l-o omorâm, bă, bă, stai că l-o omorâm, mă, ia uite, mi se bat în trei, mă. Poliția, la poliție, mă, la poliție. Unde s-o ascuns, bă? S-o băga pe stradă? Mașina mă e aici. E mașina, hai să facem urmărire cu el. Ia-l în brațe sau ceva. Ia-l în brațe. Băi, ești pericol, nu? Băi, urcă-te mașină să facem urmărire. Ia uite-l mă pe fraier, mă. Au! Ia-o fraiere, pasta, ia-o pasta. Ia-o pasta. Da, a, că dau cu mașina peste voi. Păi da. Hai la garaj, mă, să văd dacă, că parcă aveam și eu mașină, mă. Am fost aici? Și te-aș crepă Cristian. Urmărire generală, ne omoară ăsta când e prine. Bă, ne omoară ăsta, bă! Bă, mâinile sus! Bă! Bă, mi-ești că dacă mă dau jos la el... E, că dacă-i dau mai tard din ce... Aleo! Aoleu, ce amețit sunt! Da, 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 fătuși Dumnezeu! Aoleu, ce mâncare capul! Uite, domn polițist! Domn polițist! Mașina mea! Mi-a stricat mașina! Mi-a stricat mașina, nenorociță, dracu! Uite, mai sunt și trei mașină, domn polițist! Aoleu, sunt trei mașină! Ce s-a întâmplat? Uitați, domne, sunt trei mașina, da, peste mine, mi-a trecut calea, mi-a stricat mașina mea! Bă, ce scuze, dar nu știu ce, sunt bolnav vreo de tot. Mașina mea, domn polițist. Mașina mea. Ce s-a întâmplat, domnilor, aici? Domni, ne amenință cu rangă, ne amenință ajutorul. Are o rangă roșie la el și ne-a amenințat că ne bate și pe tovarășii mei a lovit și a luat-o la fugă. Și-o venit după noi. Uitați, domn polițist, am ochiul roșu, mi-a dat de mandoi, domn polițist. Cine e aici? Uitați-vă la ochiul meu. Uitați-vă. Nu te-o bătu nimeni, bre, tu ai sări la noi. Nu m-a bătut, domne, nimeni, că am ochii roșii, două dracu de treabă. Poate de la sudură. De ce da cu ranga mine? De ce da cu ranga mine? De ce da cu ranga? Păi da, dar vărule, ți-am arătat, ai întrebat ce job am și ți-am zis că electrician și uite, ți-am arătat ranga asta. De ce ai dat cu ranga mie, mi-a făcut-o cu ochiul bun. Domnul polițist. Mi-ai mâncat mașina, mi-a stricat mașina. Trebuie, acest om trebuie arestat și dus la pușcărie, domn. Bă, ăsta-i pericol. Calmă-te, vă rog, nu știu, dacă accident. Ăsta care ne-a dat cu ranga, că l-a... Că scoranga, domne, nu mai merită să scoranga din gheazda, să blocă. Domnul, luați ranga măcar, domne, să nu ne mai atace, domne. Au! Domnul, uitați ce-mi faci, mă! Au! Mașina mea, domne, mi-a stricat domne, mașina! Domne, dar... Trebuie să vă faceți domnul. Dreptate. Domnul, dar dă-mi mine de față cu toată lumea și nu-l arestați, domnul! Am rog să stai la mașină, domnul roșu. Gata! Vai de mine, ce m-am plăsnit! Lor, nu le dați, domnule, că mi-a stricat mașina! Domnule, nu vă faceți dreptate, sigur, să scoateți. Domnul, gata, gata, domnule, nu mai luați, luați aia, domnule, că e... mă pentru comportamentul meu nu agresiv. Nu se poate, cum după ce iar i-a spart capul și acum... Da, domn polițist, dumneavoastră, nu vedeți că știi, m-au lovit, mi-au stricat uitați mașina. Ce mi-a făcut la spate. Totuși, să fie dreptate. Domn, deodată ce dumneavoastră îi atacați, iau voie să se autoapere. Exact, păi, da, și ne-ai atacat. Corect.
Păi tu m-ai atacat primul. Ai, te-am ochiul roșu, te-am urmărit până aici și ai dat cu mașina mine, domne. Păi ce-i asta? Nici că te-am urmărit te până aici, păi de ce m-ai urmărit? Păi, păi dacă m-ai bătut, ce vrei? Ați urcat trei mașină, domn polițist, ce dracu? Păi și ce, mă, mașina are trei locuri, mă? Bă, unde ai eu trei? Păi da, o scaună în față și e cabriu. Unde-l dai tu scaună în față, bă? Uite, bă, ești chiar. Tu n-ai loc acolo să bagi un ac. Bă, băiatu. Eu zic să vină mascații de la București. Domnul, potoliți-vă că nu e chiar așa. Ia uitați, domnul polițist, ce vorbește cu mine. Da, dar asta e verbală, domnule, nu e fizică cum i-ați dat. Mi-ai dat cu aia, dar nu mai pot. Bun, gata, hai, spargeți gașca, domnul Proșu, veniți cu noi la secție. Păi domne, eu vreau să depun, să vin să depun reclamație și mărturie. Nu mai depune, bă, nimica, bă, du-te, bă, ori îmi dai bani, ori îmi fus pușcăria. Dă-ne mașina ta. Domnul polițist, poți să vin la secție să depun mărturie ca să poată să fie băgat la închisoare? Păi nu mai are rost să veniți, pentru că oricum o să fie, că v-a bătut cu ranga sub ochii noștri. Exact, m-a pleznit. Păi a fost autoapărare. Nu a fost autoapărare. Păi dumneavoastră n-ați văzut că înainte a dat cu pumnul mine, normal. Nu a dat nimeni cu pumnul tine. Nu, da-i am ochiul roșu, domn polițist, totuși. Da, eu vă înțeleg, dar nu dați cu ranga înapoi. Păi, dar puteți să-mi dați o amendă, nu să mă băgați la pușcărie. Bagă-l, bă, domn polițist, la pârnai, că... Haide să mergem la pușcărie, să vedem dacă îl bagă la... Haideți, urcați în mașină. Domn polițist, înțelegeți-mă și pe mine totuși. Îmi bagă-l în spate, pe ușă. Uitați, domn polițist, bă, rudare, dai cu țigani, uite. Îl bagă în spate, domnul, când nu se dă scaunul. Uite, pune în spate, pe cine pui în spate, pe mort? Era să zic pe cine puneam, dar sunt doamne polițiști aici și... Haideți la secție, domnul, că vă aștept acolo, domnul polițiști. Păi, e loc de două persoane. Nu, no, că ori știu. S-a făcut mă, pe și tu? Bă, fii atent. Îl enervăm pe ăsta când vine aici, da? Să sară da, la noi, îi zice ce o, îi bagi din alea, îi... da, chiar da, dacă da, ne arestează, nu-i problemă. Bă, muie, șmei. Am venit tot salariul, ești nebun? Da, da, 50 de lei, ești nebun. Banii mei, viața mea. Bun, se duc ea, bă. Bun, ești secție aici, mă? Spate, spate. Bă, nu, mă, este, bă, mă, secție aici. Bă, bebiță, știi că ce? Unde avem noi mașini? Nu, aici le-am cerut 50 de mii să nu le zic, cum se zice, să nu le zic cu televiziunea, cu astea. Da, mă, și auzi că dacă dăm la televiziune, gata, mă, mi-aduc aminte. Bă, unde-i f***? Domnul polițist! Acolo avem noi bani. Și cred că erau și aceiași polițiști, dacă s-au să mă gândesc. Domnul polițist, avem și noi permisiunea să intrăm? M-auziți? Bă, în principiu... Noi am fost bătut de către un om și erau doi colegi de-ai tăi acolo și l-au arestat, dar au trecut podul. Unde l-au dus dacă au trecut podul încolo? Nu trebuia să-l aduc aici? Nu au trecut podul, au luat-o pe în parcare din spate. A, păi și dacă... pe unde să-i așteptăm atunci să ne întâlnim cu ei? Că vrem să deprimăm... pe partea cealaltă. Ok. Haide. Că m-au bătut totuși. Dar asta nu e o scuză ca să dați cu ranga, păi mai da, în față. Păi dumneavoastră am văzut că nu spuneți nimic. Bă, muie, șmec. Să stai cu spatele, să dau cătușele, să nu areți un bulet. Am primit apă aici, mă. Pe unde am ajuns? Până până ta. Au! M-am... Să nu caz. Au! M-am închis. Se deschide asta. Ăștia închid ușile pe aici chiar. Da. Da. Na, uite. Da, văd că n-ai niciun cazier. Ok. Dar mai stă de vorbă cu tine, te-am. Am amendă de 500 de dolari pentru loviri și alte violențe. Și o să scap fără pușcărie de data asta, dar la următoarea... Cum, domne, să scape fără pușcărie, domne? Eee, domn polițist, cum ai intrat ăla acolo? Cum să scape fără pușcărie, domne? Vă mulțumesc, domnul Giovanni, să trăiți imediat. Colegul, dar nu te cup și tu cine e băiatul ăla, ce caut aici? Da, uite, uite, e și dezbrăcat un polițist. Uite, cum umblă? Bă, dacă... Haideți, domnul, vă rog să ieșiți. Domne, dar domnul de acolo din ultim m-a agresat pe mine, domnul. Ia-o, bă, la ce prostule, ia-o, mă. Înțelegeți? Ia-o, bă, mergi la ce, pe aici, bă, țărane, pe aici. Uite pe unde fuge. Pe unde te duci, mă? Rrrr, dă-te la oi. Ia uite-l și pe ăla, domn polițist.
Că uite să pun băieții, băieții, ai, uitați. Hai să nu să te conduc afară. Poți să iau pe aici pe dreapta? Da, și te rog să fie liniște. Ce, nu fă fer, nu fă. Bă, trebuie să-l batem pe ăla. Îl batem. O să vin aici în față, trebuie să-i o dăm. Da, un an. Cine? Toți, stați pe loc. Ce, domnul, ce-a făcut? Ce-a făcut? Măi, sus, băi, măi, sus, acum. Da, domn politis. Prost. De ce întoți? Vă plimbați așa. Vă plimbați așa, păi, și degeaba. Păi, domnule, am vorbit cu colegii tăi că o să venim să-l dăm pe ăsta. Aolo, scuze-mă. Aolo! Fost din greșeală, domnul, din greșeală, domnul. Aolo, ce mă doare măsaua, aolo! Aolo, și hai până-n față la parcare, că iar se bate așa. Deci domnul acesta în roșu... Cine se bate, domne, că ăla m-a bătut, aolo, ce bătut! Domnul acesta în roșu m-a atacat pe mine de față cu colegii tăi, mi-a dat cu ranga în cap de față. De ce l-ați eliberat? De ce l-ați eliberat? Îi dă amendă, cică. Băi, gura, domn polițist. Ce gura, mă, ce gura? Din greșeală, din greșeală, am vrut să-l împing, iertați-mă. De a doua oară, puteți să mă întrebați colegul. Iertați-mă, că nu mă vreau. Din greșeală? Băi, domnul, au zis cum vorbește. Băi, dacă voi nu vă puteți înțelege, de ce stați aici să vă întâlniți? Gata, domn, ia bă, du-te, dracu, hai. Spargeți gașca. Maa. Uite ce ne-o înjura, mă, hai după el, că vreau să-i zic ceva la ureche. Ce, sugea mea? Îi fac dinții acolo. Stai un pic să zic ceva. Tu le faci acolo. Fac dinții acolo, clapete de pian. Deci, vin un coaș. Nu coaș. Pericol, doamne. Păi, iar. Stai puțin, domnul, să zic ceva la ureche. Ce-mi plăcea de tine. Nu mă place, nu mă dau la ibapul ăla. Hai zic, stai ce. Dom! Bam! Aaaa, alo! Stai pe loc! Stai pe loc! Aaaa, dar de ce mai te? Urcă, pericol, urcă, bă, tată, urcă. Păi, stai, mă, că... Hai să batem poliția. Aaaa, domnul, au! Domnul, au! Alo, 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 alo. Gata, domnul. Ce faceți, domnule? Hai să mergem la mașina noastră cu minți. Ha, haide. Vă rog eu să vă calmați ce faceți. Domnul polițist, eu și cu prietenul meu Andrei, tocmai ne-am dat seama că noi am primit de la poliție, ori la un moment dat, 50.000 de dolari. Domnul polițist, ne-am... Aaaa, mă, ai primit de la poliție 50.000? Da. Ca să nu, spunem ceva, nu mai știu ce. Mai zi, mă, Andrei, și tu. Ce, mă? Ce nu trebuia să zicem noi atunci de ne-o dat poliția 50.000? Nu știu, mă, cumva că nu mai știu, ne-am bătut cu cine sau... Ei s-au bătut, mă, parcă. Și au zis ca să nu dăm la presă ce s-a întâmplat, că dacă nu spunem nimic la presă, ne dau 50.000. Aaa, gata, mă, eram eu, îi furați-mi motorul ăla, dacă ți-aduce aminte, și ne băteam cu toți acolo, știi? Și... S-a deschis ușa în spate, mă, dă-i o fantomă acolo. Avea amuzant, mă, de vorbea, avea o voce amuzantă, știi? Un accent. Și nu mai știu. Polițistul era amuzant? Nu, nu polițist, o persoană care voia și eu la bani. Și cine v-a achitat? Cred că și dumneavoastră erați, domnul. Vorbim de acum... Nu zic să ne anunțăm și noi, noi am fost așa de băieți buni încât ne-am dus la Weasel și am anunțat. Bun și voi. Dar și dumneavoastră erați, îmi aduc aminte dumneavoastră. Bă, nu mai țin minte, sincer. Dar nu ne-a alergat, domnul, că parcă pe mine m-a alergat și m-a prins pe sus, pe acolo, pe Vinewood. Sau cum îi zice acolo? Domnul polițist, ne-ați alergat pe acolo și m-ați prins pe mine și pe colegul. Sau eu eram în alt oraș? Cred că altul era pe ăla cu colegul. O, mai știu, domnul. Am, vin și eu în oraș și bum, găsesc dita, uitați ce bolid am în fața secției de poliție. Păi nici voi n-aveți. Nici voi n-aveți așa ceva, domnul polițist. Și altul ce? Păi umblați cu biciclete, cu astea. Al meu e BMW-ul. Bă, hai să-l căutăm pe ăla, că trebuie să-i dăm ceaiul. Îi fac din ăsta crapete de pian. De ce să nu-l căutăm, domnul polițist? Nu-l căutăm, nu, domnul, nu avem nicio treabă, că nu... Domnul polițist, mie mi-a zis cineva că, băi, când te cerți cu cineva, trebuie să întâlnești cu el, să discuți și să-i dai ceaiul. Și mi-a zis, să-i dau un ceai. Depinde, dacă e englez, îi dau și cu lapte. Cu zahăr, cu ce vrea. E natura mea, domnule. Dacă nu fac asta, sunt un prost, înțelegeți? Iar eu prost n-am fost niciodată. Eu mă duc. Că avem treabă. Da, haideți, hai, că da, mergem să ne angajăm, domnii polițiști. Asta este. Hai să mergem cu atât. Mergem să-l căutăm pe la băiți. Urcă. Hai după mine, Andrei.
Și cum să te trecem? O, să trăiți vagabonzilor. Salut, vagabonzilor! Bună seara! Îl căutăm și noi punul cu mașină din asta neagră. Ferrari. Ați văzut ceva pe aici? S-a oprit mai înainte lângă mine. Da, s-a oprit mai înainte. Și-o zis ceva? N-a zis nimic, că doar s-a uitat și a plecat mai departe. Hai să trăiți, băieți. Da, domnule, trebuie să punem mâna pe el, domnule. Ne-a luat în cârdășie cu poliția. Să trăiți seara frumoasă, la revedere. Salut, salut! Salut, salut! Băi, hai spre șurul. Că nu-l pâinem noi. Îl căutăm pe acest inamic. Păi nu-l mai găsim pe ăla, mă, frate. Nu-l mai găsim pe ăla, mă. Opa. Ăla-i polițist? Da. Domnul polițist. Spuneți, domn. Te ține o urmărire? Nu facem de-astea. Dacă vrei să vă bag și la pușcărie, facem. Gata. Pe cine prins bagi la pușcărie dintre mașinile noastre două, da? Hai un pic. Stai să-mi iau mașina, că cu motorul nu le-am. Hai, hai, că te așteptăm aici. Bă, tu ai permis? Păi, eu am dat de permis, dar nu cred că am. Hai să fugim, bă, că nu stau să vină la inimă. De. Sau nu, fiate, hai să-l așteptăm aici, mă. Stai aici. Du-te. Vine, bă, vine! Bă, ne pâine, bă! Aolo, murim. Aici îl păcălesc. Au! Bă, dar Andrei unde s-a dus, bă? M-am luat pe autostradă. Uite! Aola, ajută! Bun. Aaaaaa! Aoleu, domnul. Mă predau. Nu tageți, mă predau. No, cum facem? Domnul, dumneavoastră, ce mașină aveți? Ce mașină e asta, domnul? Că eu nu asta nu-mi dau seama. Ce mașină aveți aici? Mustang. Vă pup, domnul polițist. Vezi că vine, bă. Bă, ce mașină e asta, mă, nebunește așa, mă. Ai de viața mea. Ne mănâncă pușc. Stau în pușcărie. Au! Stau în pușcărie. Fac târâși pe coate. Pe apă și mănânc pâine. Au, viață de câine. Bă, dar stai între noi, blangiu. Condu să nu intre. Bag-te stânga, dreapta, bag-te în tufiș. Aia zic, bravo, zic. Ce-o făcut? O să iei din mașină, dar nu tage, dar nu! Mă predau, gata! O să iei din mașină de frică, eu i-am zis, domn, bă, m-ai răpit! Deci el m-a răpit, domn, și a zis, bă, oprește că m-ai răpit și de frică o să iei, domn, din mașină. Bun, deci fiți atenți, asta am făcut-o doar așa, la Caterinca, gen, nu-i pe bune. Domnul, sunteți... Să nu-mi aud vorbe. Sunteți cel mai bun polițist din oraș, domnul. Dar stați să chem medici. Domnule, dar Mustangul ăsta pâine viteză ca lumea față de joasele noastre, domnul. Ați luat și dumneavoastră cea mai rapidă mașină? Bă, nu e cea mai rapidă. Cea mai rapidă e și rău, nu? De poliție. Mamă, aveți și Bugatti? Mhm. Vai de mine. Medici, ce apă stați? Asta e clară treaba, niciodată nu te pui cu poliția. Na, dacă e să-l duceți voi la spital, că nu-s medici. Ducem noi, stați liniștiți, că-l ducem noi, domnul. Na, bun. Andy, zi-l în brațe. Bă, ne mai urmărim dacă mai vrei. Nu mai vrem, domnul, lăsați, că... Ai luat, bă, unde l-ai băgat în mașină? Unde? Nu. Ce?
M-a apărut acolo. A, du-te el în brațe, mă, să mergem. A zburat, cică. Du-te el în brațe, uite-l aici, mă, nu vezi? Da, nu pot să-l iau. Păi, stai, l-are că aveam, am avut o urmărire. Stai, dă-ți cu necacul vine. Hai, mă, poți? A, nu veni, că n-are. N-are. Ia ce are. Nu știu cum să-l iau aici, nu? Chiar. Bun. Dă-mi. Condu tu, că eu îl pun în spate. Hai, v-am lăsat, domni. Să trăiți, domni. Să trăiți, domnul poliție, sănătate, la mulți ani. Eu tot cum stă cu caracii sus pe geam. Și cu cheie aș șterge asfaltul. Mamă, zici că e din ăla breakdance-ul de unde face Nike-ul. Yo, stați cu minți. Băi, dar știi unde e spitalul? Cred că da. Cred că aici, în stânga. Sus. No, atunci e bine. Ce-o fi? Nu cred că e aici, sau? Bă, nu e aici, mă. Ia, stai să mă uit. S-am pus pe GPS, trage-o. A. Repede, că nu mai respir ăsta, okay. Că l-a avut... Uite. Bă, dar ce spital e aici, mă, frate? Ah, gata, știu. Aici e doctorul Horatiu, nu știu dacă îl mai știți. Păi, caz din orașul meu acum, dreapta aici. O, pușă. No, era de. Să-l lăsăm la la internare. Mamă, băi, ți-am tușit-o și tot episodul, îmi pare rău, dar mai zic că sunt. Cred că s-a dus sus. Ție? Mamă, dar ce spital, frate, ești nebun la cap. Bă, dar mă... Nu știu, mă, crezi că merge să te duci mai sus. A, uite că am... Mi-am luat un guin, bă, să mă dau la cea târnă. Bă, dar unde? Nu știu, mă, ăștia au birou la spital, frate. Am văzut că e spital aici, de unde? Clădire de birou. Mă auzi? Da. Nu știu, mă, nu-l găsesc. L-o fi mutat pe altă secție. Nu mă aud? Uite-l, mă, bă! Ce faci, mă? Bă, cât bulan să aibă ăștia, bă, băiatule, bă, tu să mă pe dau jos. Jos de mașină, frate. Bă, dar ai făcut, scăpam, ai făcut acolo mișto, drift. Nu mă auzi? Nu știu ce am făcut. Nu te auzi, bre. Nu știu ce am făcut, băi, s-am făcut ceva, dar nu știu ce. Băi, cam ăsta a fost episodul pe serverul Atlantis Roleplay. Aveți să descriere toate astea și ne întâlnim. Fiți atenți unde ne întâlnim. Vă las locația unde să ne întâlnim pentru cei care vor să filmăm. Ne întâlnim aici la permise, da? Deci mâine dimineață,
mâine seara, undeva pe la ora 8, așa, ne întâlnim aici să filmăm un episod împreună. Și mergem tot și nu știu, poate spargem o bancă, poate facem niște curse de mașini, poate ne luăm cu poliția la ceartă, poate mergem și ne angajăm, facem ceva joburi, să vedem cum merge treaba și ce se întâmplă. Vă pup și vă aștept și pe voi pe serverul Atlantis și aveți în descriere tot ce vă trebuie. Vă salut și vă doresc o seară la fel de minunată ca și voi. O să mor toți. Intră în spate la antizmă, nu mai te uita atâta la video, intră odată.